pe mormântul lui mama mea, mă jur, și a lui tatăl meu. Bă, oameni buni, să vă trăiască familia voastră. Eu totdeauna vreau să vorbesc cu dovezi, nu cu vorbe cai versi pe pereți, da? Am intrat cu băiatul ăsta, cu Alex, nu mai are rost să nu-i pronunț numele, să nu astea, pentru că până la urmă am intrat și cu el acolo, i-am făcut jocul, până la urmă ai înțeles ce zic, nu e niciun fel de problemă. Ideea e în felul următor. Omul ăsta m-a înjurat numai de copii. Știți bine toată lumea, m-a înjurat de copii, m-a înjurat de toate. Eu și dacă aș vrea să-l înjur de copii sau de ceva, nici nu știu ce are. Nu știu dacă are copii, dacă are câine, dacă are purcel, dacă are... Nu are nici câine. În fine, să-i trăiască familia lui. Ascultați-mă puțin ce vă spun. Ideea e în felul următor. Eu, Dani Mocanu, bă, voi nu v-ați obișnuit, bă, voi sunteți... Băi, mă iertați... Băi, voi sunteți nebuni ăștia de acasă? Bă, voi sunteți nebuni ăștia de acasă? Păi voi sunteți nebuni ăștia de acasă când eu sunt înjurat de 10 ani de zile pe toate platformele astea? Păi voi nu v-ați obișnuit că intră Gheorghe din pădure, că intră X care are 1000, 2, 3 pe dreapta și el, că intră unul care stă în burtă, că intră unul care vorbește bă. Voi nu v-ați obișnuit că intră toată lumea să mă jure pe mine de morți, de familie și de copii? Nu v-ați obișnuit? Eu nu m-am obișnuit. M-ați înțeles ce zic? Voi, băi, am foarte mare ură pe voi, pe oamenii de acasă, că sunteți foarte creduli. Băi, sunteți în România, ascultați-mă puțin ce vă spun. Sunteți în România și vă rog eu în sufletul meu să mă credeți că dacă dau un bidon de bere Bucegi de la 2 litri lui vecinul ăsta al meu, intră pe live și înjură pe toată lumea de copii. Ăștia sunt oamenii care mă înjură pe mine, Dani Mocanu, de copii, m-ați înțeles ce zic? Se vorbește în toată țara asta că eu sunt prăduitor, că am legat pe nu știu cine, mi-a spus băiatul ăsta acum, pe live, Alex, da? Că domnule, ne atașe și nouă dosarul, să moară familia mea. Să moară familia mea. Cu toate scuzele față de toți oamenii din dosarul ăla, de la Târgoviște. Cu toate scuzele față de toți prietenii de acolo, toată lumea și așa mai departe. Voi atașa rechizitoriu, da? Și poate să confirme și Costel Litrașcu, cine știe cine e Costel Litrașcu, da? Oamenii după stradă și vagabonții. Știe cine e Costel Litrașcu, da? Poate să confirme și el, pentru că lui i-am arătat. Pentru că și el crede la fel de oameni și prăduitor. Păi uite mă, Costel, cum să fiu prăduitor? Uite viața mea cu acea. Ai înțeles ce zic? Și-a văzut omul și-a zis, da, domnule, corect, să moară familia. Astăzi să moară familia mea, Denisa, te pup. Astăzi să moară familia mea, dacă trece ziua asta, până nu voi atașa dosarul. Dar atenție ce vă spun, să vă trăiască familia voastră, ascultați-mă. L-ați auzit cum s-a jurat băiatul ăla? A zis așa, pe mormântul lui mama mea, mă jur, și al lui tatăl meu, s-a jurat pe mormântul părinților lui. Da? S-a jurat pe mormântul la părinții lui. A zis, mă jur, pe mormântul la părinții mei.